Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea Neconvențional. Vlad Mateescu este numele meu. Alături de mine am unul dintre cei mai iubiți români, unul dintre cei mai iubiți artiști, de altfel un prieten foarte drag, un om extraordinar, unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică folk. Ducu Berții, bine ai venit la Ploiești TV, bine ai venit la Ploiești, bine ai revenit printre noi. Știu că ai avut o serie de concerte la Ploiești, știu că pregătești foarte, foarte multe spectacole și concerte în perioada următoare. Bine ai venit și îți mulțumesc! Bine te-am regăsit, bine am regăsit Ploieștiul. Eu mă simt bine întotdeauna când vin la Ploiești și lucrurile de câte ori vin au ieșit, de câte ori am venit au ieșit foarte, foarte bine. Așa că și de data aceasta am venit cu mare, mare plăcere la tine, la emisiune. Îți mulțumesc din suflet. Îți mărturisesc că din primul moment în care am participat la un concert al tău, am simțit efectiv o energie deosebită, am simțit ceva aparte, ceea ce în ziua de azi se găsește din ce în ce mai puțin, și anume acel sentiment pe care îl pui în fiecare acord, în fiecare cântec, în fiecare vers. Îți mulțumesc pentru acest lucru, te felicit pentru o carieră deosebită. Aș vrea, dacă îmi permiți, să discutăm puțin despre începuturile tale, despre viața ta. Te-ai născut la Sighetul Marmației, în Maramureș, un loc cu totul deosebit, care și în zile noastre, atât cât se mai poate, își păstrează tradițiile. Țin minte că mergeam de fiecare dată când merg în vacanță în zona respectivă, în fiecare duminică văd oameni îmbrăcați în straie populare. Obligatoriu, o duminică când se merge la biserică în straie populare, da. Da, e absolut fantastic. Parcă te întorci în timp, dar cu atât mai mult acei oameni îi apreciez foarte mult pentru că nu uită de rădăcini, nu uită de tradiție și atât cât pot, inclusiv copiilor, le transmit acest lucru. Spune-mi despre viața ta, despre copilăria ta, dacă poți. Știu că părinții tăi au fost profesori, cadre didactice. Da, mama a fost educatoare și tata a fost profesor de matematică fizică. Am născut la Sighet, acolo am crescut, așa cum spuneai și tu, cu acest respect deosebit pentru rădăcini, pentru locurile unde te-ai născut. Și de-a lungul întregii mele cariere, întotdeauna am avut mare, mare grijă ca Maramureșul să fie prezent și pe scenă, prin cântecele mele și în alocuțiunile mele, fiindcă este o zonă care trebuie să reamintită permanent, nu ca să-i fac eu reclamă, fiindcă Maramureșul are destulă reclamă, dar din respect pentru Maramureș și pentru oamenii de acolo. Bun. Cum ai ajuns să-ți placă muzica? De unde a plecat chestia asta? Muzica în general, nu neapărat folcul. Da, sigur, pe la folc. Scuze, mai avut în familie părinții care mi-și-au dorit? Mama mergea la corul orașului, corul profesorilor, a cadrelor didactice, că tot ați fost folosit termenul cadre didactice, și când era mai măricel, așa, dar în perioada grădiniței, mă lua la repetiții, fiindcă îmi plăcea foarte mult să stau acolo. Stăteam cu minte, îi ascultam cum repetau lucrul ăsta. Mi-a plăcut și de aici mi-a rămas în primul rând o atracție față de grupurile corale. Și când am ajuns în studenție la București, am făcut tot ce am putut să intru în grupul Song al lui Ioan Luchea Mihalea, care era un grup de elită și de mare, mare forță. Și toți anii aceia în grupul Song mi-au fost de mare, mare ajutor după aceea, privitor la tehnica de exprimare, la respirație, lucruri care eu mă apucasem de muzică în tinerețe, dar lucrurile astea de tehnică nu le făcusem. Erau doar în teorie, probabil, sau în... Da, în teorie, da. Și nu le... Instrumentele am înțeles, mă descurcam, dar pe partea asta altă, cu respirație, cu prezența pe scenă, cu toate lucrurile acestea, astea le-am învățat de la Ioan Luchea Mihalea la Song. Deci de aici a început atracția față de muzică.
Sigur, m-au dat la vioară, am început, am făcut vioara la Școala Populară de Artă, în Sighet. Și când m-a apropiat, eram 12-13 ani, profesorul meu de vioară preda și chitară și a început să mă învețe și chitară. Sigur că el preda cu acorduri și avea o chitară în stil rusesc, da, era cu 7 corzi și altfel se prindeau acordurile, dar m-a învățat acordurile de bază și eu mi-am luat o chitară acordată normal, spaniol, cum se spune, și așa am început și cu chitara. După aceea mi-am făcut o formație. Asta undeva în clasa a 7-a, a 8-a, da, cam așa. Da, cam așa, da, da. După aceea mi-am făcut o formație. Am avut profesor de muzică, de exemplu, la Școala Generală, un profesor de muzică foarte, foarte fain, un tip Varodi, care îl știi tu foarte bine, muzica nu prea se tratează cu mare seriozitate la școală, da? Da, da, da. Se face și nu se face. E profesorul ăsta a venit cu o treabă foarte faină. A pus pe note, a orchestrat teme muzicale extrem de cunoscute din muzica ușoară, din Beatles, din era în vremea aceea Tom Jones cânta Iarba verde de acasă, Green Green Grass of Home, și le-a pus pe note și a făcut un fel de orchestră a școlii. Ce fain! Și era înghesuială să mergem toți să cântăm în orchestra aia, fiindcă erau niște teme cunoscute, dar care sunau altfel cu viori și cu violoncele și cu chitări și cu din astea. Și de acolo după aceea am făcut eu o formație, în liceu am cântat cu ea și fiindcă lucrurile mergeau greu cu formația, nu aveam instrumente muzicale foarte bune, mi-a fost mai lesne să mă apropiu de muzica folk. Era și un cenaclu literar în Sighet, tot la Casa de Cultură. Acolo se desfășurau manifestări foarte multe și foarte importante la nivelul unui oraș micuț, dar care își păstra treaba aceasta. Și participam acolo multă poezie, multă muzică și așa încet, încet am intrat în zona folcului. Cumva ai avut, practic, un profesor care ți-a insuflat și această pasiune, care a făcut cu pasiune niște lucruri. Exact. Și ți-a dat o speranță că pot evolua și frumos toate cele. De la liceu, în fine, știu că ai fost luat în armată, la Cluj, nu intrăm în detalii de genul ăsta. Cum ai luat decizia să ajungi la București? De ce la București? Și nu la, nu știu, Timișoara, nu la... Eu îmi doream foarte mult, sigur, eu am făcut matematică fizică și îmi doream să merg la Politehnică. Aveam de ales între Cluj, Timișoara și București, dar am ales Bucureștiul, fiindcă mi-am dat seama din prima că dacă vreau să-mi fac o carieră artistică, e nevoie să vin la București. Era... Din punct de vedere al părinților era mult mai greu să ajungă la mine, fiindcă până la București și atunci se făceau multe ore. Asta se fac mai multe ore decât se făcea atunci. au depășit. Atunci era cu schimbatul trenului. Da. Dar schimbai trenul undeva. S-a mărit țara între timp. Și pe la Becleag. Și ajungeai mai repede. Astăzi e linie directă, dar s-a mărit țara. Da, și se ajunge mai greu. Da. Și se ajunge mai greu, înțelegem. Bref, și de-aia am venit la București. Și n-am făcut rău, fiindcă aici... La București, la Casa Studenților, iarăși am găsit un loc unde se întâmplau foarte multe evenimente artistice. Era sus, la ultimul etaj, era Teatrul Podu, unde s-au lansat mulți, mulți actori. Era o școală de actorie, dacă vrei, acolo. Era o sală de repetiție pentru trupe de rock. Era Songul cu grupul Song. Era o secțiune de jazz, era una de muzică folk, s-o ocupa domnul Bițu Mărgărit de treaba aceasta. Vinerea, sâmbăta, duminica erau cântări sus în club, ba erau de trupe, ba de muzică folk. Deci aveai unde să te... Existau oportunități, existau șanse de lansare. Foarte importante, foarte importante astea. De altfel și în ziua de astăzi sunt foarte importante pentru orice artist care e tânăr, care e la început de drum.
Care a fost momentul lansării tale, primul concert, sau mai bine zis, primul concert pe care îl ții minte cu adevărat, când ai avut contactul cu publicul și te-a marcat așa? Primele concerte au fost în clasa 11-12 la Casa de Cultură în Sighet. Acolo erau concerte în care era un poet care își prezenta o carte, recita niște versuri și eu aveam partea mea să cânt, nu neapărat din versurile lui, dar să cânt câte ceva. Deci alea au fost primele concerte. Alea mi-au fost foarte grele, țin minte, fiindcă era într-un spațiu destul de mic, nu sala de spectacole, erau în săli mai mici, lumea stătea pe scaune în jurul tău și acum, de exemplu, când am un concert unde lumea stă foarte aproape de mine, e un concert mai greu decât când ești pe scenă. De exemplu, eu la sala Palatului suflu. Okay. N-am niciun fel de problemă, fiindcă publicul e destul de departe, da. Deși mult mai numeros. Nu contează. Asta face bine la aplauze. Da. Dar într-o incintă unde sunt toți lângă tine, simți că îți captează și îți ia toată energia. Și dacă mai vezi și unii care știu versurile pe de rost, intru în panică. Aoleu, să nu încurc cumva versurile, că ăla știe, știe mai bine decât mine. Da. Deci alea au fost primele concerte, dar după aceea la Casa de Cultură a Studenților iarăși au fost. Așa încât atunci când am debutat la Cenaclul Flacăra în 79, pot să spun că deja eram un pic obișnuit cu publicul. Plus concertele cu Songu care le-am avut, care concerte cu Songu au fost de mare, mare excepție și acolo emoțiile erau și mai, erau mari. Aveam concerte o dată sau de două ori pe an la Ateneul Român, era altă abordare față de alte concerte unde făceam mai multă mișcare și atmosfera era alta, repertoriul era alta și toate lucrurile astea s-au adunat, experiență cu experiență, punct cu punct, și m-au prins bine în activitate. Apropo de activitate, în peste 30 de ani de activitate ai susținut concerte, cred că în 40 fiecare... 40 de ani. Am spus peste 30. Peste 40 de ani de activitate, de concerte, ai susținut recitaluri și spectacole pe, în fiecare colțișor al României, dar și foarte, foarte multe concerte peste hotar. Știu că undeva în anul 1998, ai început ușor, ușor turneele în Germania, în Franța. În Belgia, cum a fost această deschidere, mai ales că era până la urmă aproape de revoluția, s-au schimbat foarte mult mentalitățile, s-au schimbat foarte mult percepțiile și cum ai dus muzica folk în afara granițelor? Până să ajung la 98-99, și e foarte faină întrebarea și îmi trezește amintiri, vreau să spun că primele concerte în afara granițelor țării le-am avut în 90, în 91, în Moldova, unde eram așteptați ca pâinea caldă. Toată lumea ne știa cântecele de la radio, de la emisiunea de Cenaclul Flacăra. Și pentru mine ăla a fost primul șoc, să mă întâlnesc cu un public în diferite localități, de la Chișinău până în comune, unde am avut turneul, fiindcă a fost un turneu lung de tot, de vreo lună și ceva. Toată lumea cânta cu noi și lucrul ăsta m-a frapat. După aceea, după lansarea albumului din 97-98, am făcut primele drumuri în Germania, la comunitățile românești, în Franța, au aflat cei din Belgia că sunt în Franța și ne-au chemat și acolo. Îmi aduc aminte când am făcut primul drum la Paris, dar concertul n-a fost la Paris, ne-am mers mai departe după aceea în sudul Franței, la Montpellier și la Set. Eram în avion împreună cu prietenul și colegul, cu Marius Bațu, și la un moment dat a venit stewardesa și mi-a spus comandantul avionului, comandantul
echipajului, că și-au dat seama, m-au recunoscut că sunt acolo. Vă invită, dacă vreți, să asistați la aterizare la Paris, pe Charles de Gaulle. Wow! Asta era înainte, când lucrurile erau mai lejere. Da. Încă se fuma în avion, în vremea aceea, încă se fuma în avion. Erau vremuri bune, de altfel. Locurile din spate se fuma, deci vremuri bune. A fost pentru mine, dai seama, am intrat acolo, comandantul se numea Hurmuzaki, n-am să uit numele, i-am mulțumit și m-au tras scaunul de la mijloc dintre ei, din spate, cu asta, și așa am ajuns prima dată la Paris, aterizând pe Charles de Gaulle. Wow, și îl întrebam, ce-i cu avionul la care zboară? Păi și ăla aterizează. Unde aterizează? Că aterizăm noi. Nu, el are altă pistă, noi asta, altă pistă. Pe acolo era... Îți dai seama, venind prima dată la Paris și văzând că aterizează două deodată. După aceea a făcut jumătate de oră până să ajungem la aerogară. Da, și lucrul ăsta iarăși n-am să-l uit. Din... Și sigur, după aceea, impactul cu comunitățile românești. Astea au fost totdeauna... publicul din comunitățile românești, de-aia a mers foarte, foarte mult. A mers peste 20 de țări. Știu, și sunt... Statele Unite, ai mai mers foarte mult în, de foarte în Statele multe Unite, ori. În Canada. În Canada, iarăși, de foarte multe ori. În Marea Britanie, în Spania, în Italia... Și asta e iarăși ciudat, că, de exemplu, în primii ani n-am mers în Italia și în Spania. Nu erau comunități mari românești acolo. Marea majoritate erau în Canada și Statele Unite. În ultimii zeci de ani, când au mers mulți de-ai noștri să lucreze în Italia și în Spania... Pentru diferite joburi diplomatice. Au venit foarte multe solicitări din zona aceasta, știi? Și asta iarăși foarte interesant, cum și anunțau spectacolele, cum și mediatizau toate astea. Deci am trecut de la prima perioadă în Canada și în America, afișele, în vremea aceea nu era Facebook, nu era, internetul era de-abia la începuturi, în anii 2000, 2001, 2002. Nu avea toată lumea internet. De singura promovare era pe afișele sau în viu grai? Pe afișele care se puneau la ușa bisericii. Că lumea mergea la biserică duminica și vedea că o să vină cu tare sau cu tare sau cu tare. Exact. Da. Și de acolo s-a trecut la faza aia altă, când am găsit o altă populație mult mai tânără, care era deja lucra mult pe internet tot și care își făceau mediatizarea în 2-3 mișcări cu ajutorul internetului și ulterior după aceea cu Facebook. Și Facebook a venit mai târziu, dar internetul era deja prezent. Deci foarte interesante evoluțiile astea evoluții. Și trecerile. Da. Exact, da. În 97, dacă nu greșesc, a început o emisiune la Radio România Actualități, Omul cu chitara, una dintre cele mai audiate emisiuni, o emisiune care de altfel s-a transformat și într-o emisiune TV. Exact. Puțin mai târziu, în 2014, 2014-2015. De altfel, o emisiune pe care foarte, foarte multă lume o cunoaște, o emisiune care până la urmă te-a consacrat și ca co-realizator și moderator și așa mai departe. Deci deja o experiență foarte, foarte multă în media. Tu ocupând, de fapt, de-a lungul timpului foarte multe poziții de management sau de consiliul de administrație la București. Cum ți-a venit această idee a acestei emisiuni, Omul cu chitara? Că cred că nu e deloc întâmplător numele, denumirea. Da, deci în perioada aceea din 95 au început să se lanseze extrem de multe albume de muzică folk. Oamenii au început să au revenit practic la propria lor mască. Anii imediat după 90 au fost destul de tulburi pentru toți. Dar din 95 au început să se lanseze albume, să existe concerte și nu exista o emisiune de nișă, ca să spun așa, în care să pot fi lansate aceste albume, să vină compozitorul, cantautorul să și prezinte, să anunțăm concertele care erau deja tot începeau să vină mai multe concerte. Le-am propus celor din conducerea postului Radio România Actualități și ne-au dat acest spațiu de 45 de minute până într-o oră, fiindcă intrau și știrile, și am început împreună cu Mihai Cosmin Popescu, el mi-a fost coleg la Song,
și era redactor la redacția muzicală și am început această emisiune în 97. Am făcut, facem în toamnă 25 de ani de emisiune. Wow! Neîntreruptă. Bravo, felicitări, super! Da. Bun. Și, deci, imediat s-a văzut că era o emisiune utilă, veneau foarte mulți în emisiune, era foarte, atmosfera era foarte, foarte faină. Și, sigur, în 2014 am primit această provocare de la domnul Stelian Tănase, era președintele televiziunii. Mi-a spus, Ducule, hai și fă o emisiune, așa cum o faci pe aia de la radio, să o faci tu așa, cum vrei. Și am spus că dacă o fac cum vreau, o fac cum vreau. Dar cum vreau eu, nu era cum vreau în televiziune. Care spuneau, nu, trebuie să mai repet o dată sau să spună, lasă-l domnule, totul vroiam să fie foarte, foarte în direct. Totul vroiam să fie relaxat. Da. Oamenii, chiar dacă se mai bâlbâiau, chiar dacă încurcau ceva, ne simțim bine, suntem între noi, am venit să prezentăm niște lucruri și totul trebuie să fie foarte, foarte viu. Și aici nu m-am prea înțeles cu ei, după un an jumătate au spus că să încheiem colaborarea, dar a fost un an și jumătate foarte, foarte bun. Am reușit să-i aduc pe toți marii artiști în emisiune, inclusiv pe Dan Andrei Aldea, da, care revenise în țară. Știam că nu mai călcase în televiziune de zeci de ani și el era supărat, a spus nu mai calc în televiziunea română, stătea la Oradea și am tot purtat cu el tratative, a spus da, să mă uit, să văd ce faceți voi acolo. Și s-a uitat o emisiune. Să-ți verifice emisiunea. Sigur, da. Corect. Avea dreptul, cel mai mare, Dan Andrei Aldea. Și a spus gata, vin. L-am adus la emisiune și de el a spus nu merg la altă emisiune, la alt interviu decât la tine. Și cei din televiziune când a venit, domnule, păi să-l aducem și acolo să filmeze și ăla. Nu filmează nimic. Eu l-am adus, am făcut contract cu el de exclusivitate. Ok. Bun. Eu i-am plătit drumul, cazarea, tot. A spus vin cu soția, cu soția vii. Am spus, are contract de exclusivitate, vine la emisiunea mea și pleacă. Bravo, jos pălăria. După care a plecat și eu. Dar ne-am făcut treaba, adică era, noi cântam toți, festivalul se numea, făcut de Victor Socaci, Om Bun, pe piesa lui Dan Andrei Aldea, Om Bun, deschide-ne poarta, dă-ne o coajă și nu ne goni. Deci nu se putea să lipsească Dan Andrei Aldea de la... Bun, important este pe lângă toți invitații și toate aceste aspecte și până la urmă provocări, ai avut continuitate, ceea ce a contat foarte, foarte mult atât în cariera ta, dar până la urmă și în educația copiilor, pentru că pe lângă cariera pe care o ai, ești un fericit bunic. Așa. Corect? Este, da. Ai doi nepoței? Doi nepoți, da, fată și băiat. Din partea fetei, Iza e fata, a fost o surpriză pentru mine că i-a pus numele Iza, i-a pus și Evelina, Iza, râul la marginea căruia am crescut și am copilărit. Nimic întâmplător, da. Și cel mai mic e Dominic. Iar Iza, în primii ei ani, tot ascultând Floarea de Colț, ca și pus voi acolo Floarea de Colț, spunea că asta a scris-o pentru mine, piesa. Și după aceea vreau să vină pe scenă și s-au supărat că nu i-a lăsat bunica să urce pe scenă. Și am spus, bine, lasă-i atunci, hai că aranjăm la Sighet, la festival, unde am festivalul Floarea de Colț. I-am chemat pe scenă și pe ei doi și pe fetele lui Alecu Racovicianu, prieten bun, era și el acolo și ele cântau Floare de Colț și am adus toată trupa pe scenă să cânte lângă mine. Ce frumos! Cred că asta este una dintre cele mai mari bucurii. Sigur. Să cânți alături de nepoție. E o satisfacție. Sigur. Deosebită. Chiar, da. O să luăm o scurtă pauză publicitară și ne vom întoarce alături de Ducu Berții, care ne va povesti mai multe despre cariera sa și despre discografia sa, pentru că sunt foarte multe discuri pe care maestru, până la urmă, Ducu Berții le-a realizat. Așadar, țineți aproape!